Sinaxar, 3 decembrie, pomenirea Sfântului Cuviosului Părintului nostru Gheorghe de la Cernica și Căldărușani, a Sfântului proroc Sofonie, a Sfântului Sfințitului Mucenic Teodor, Arhiepiscopul Alexandriei, a Cuviosului Părintului nostru Teodul, a Cuviosului Părintului nostru Ioan Sihastrul, Episcopul Coloniei, a Sfinților Mucenici Agapie, Sereuc și Mamant, a cuviosului părintelui nostru Teodul, a Sfântului Sfințitului Mucenic Gavril, care a fost mai înainte episcopul Ganului, a Sfântului nou Mucenic Angel, care a suferit mucenicia în Hios în anul 1713. Sfântul proroc Sofonie, al cărui nume se târcuiește straja Domnului sau cunoscătorul celor ascunse, a fost fiul lui Husi din seminția lui Simeon, a fost al nouălea dintre proorocii mici. A trăit la Ierusalim la începutul domniei regelui Iosia, 640-609 înainte de Hristos. A primit harul prorociei și a prorocit despre căderea și pustirea Ierusalimului și despre necazurile cele mari ce vor veni peste iudei. A mai prorocit că neamurile vor ajunge popor ales al lui Dumnezeu, că rușinare va fi pentru cei necredincioși și mărire pentru cei drepți, că Hristos Domnul va fi judecător și împărat a toată suflarea cuvântătoare și că va răsplăti fiecăruia după faptele lui. A murit în casa lui și a fost îngropat în țarina lui, așteptând învierea cea mare de apoi. Sfântul proroc Sofonie se asemăna la înfățișarea trupului cu Sfântul Anteologul. Tot în această zi, 3 decembrie, pomenirea Sfântului Sfințin Mucenic Teodor, Arhiepiscopul Alexandriei. Locuitorii din Alexandria Egiptului și mai cu seamă elinii și necredincioșii s-au purtat crud și aspru cu Sfinții. Din pricina aceasta, pe mulți i-au făcut mucenici. Unul dintre aceștia a fost și Sfântul Teodor. Când a aflat poporul alexandrinilor că el mărturisește pe Hristos, că slujește lui și că învață pe Elin să creadă în el ca și un, ca Dumnezeu, au tăbărât cu mânia asupra lui și au pus mâna pe el. Mai întâi l-au chinuit cumplit, apoi au împletit o cu una de spini și l-au încununat cu ea, l-au bătut peste ochi, au râs de el și l-au bat jocorit, iar în urmă a fost aruncat în mare. Dar pentru că a ieșit din mare sănătos, i-au tăiat capul din porunca dregătorului. Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Teodul, care a fost eparh. Cuviosul Teodul a trăit pe vremea împăratului Teodosie cel Mare. Era patrician și avea dregătorie de parh al pretorilor. Era căsătorit și ducea o viață nepătată. Scârbit de jafurile și de lăcomia dregătorilor, și-a părăsit dregătoria. După moartea soției sale, a împărțit la săraci averea sa cea mare și s-a dus la Edesa. Acolo s-a făcut monah și pentru viața lui Sfântă a fost învrednicit cu daruri dumnezeiești, că nu se hrănea cu mâncare, ci numai duminica se împărtășea cu cinstitul trup și sânge al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și cu puțină anafură. A fost însă turburat de gânduri și se ruga lui Dumnezeu să-i arate cu cine din cei ce au bineplăcut lui Dumnezeu se aseamănă el. Și a auzit un glas de sus care i-a spus că este asemenea în împărăția lui Dumnezeu cu un comediant pe nume Cornelie care locuia în Damasc. Ducându-se la Damasc, a găsit pe Cornelie și căzând la picioarele lui, l-a rugat să-i spună cu deamănuntul viața lui. Cornelie i-a răspuns că e păcătos și nu știe să fi făcut vreo faptă bună. Bătrânul însă stărui cu lacrimi și cu rugăminți. Cornelie, lăsându-se convins, i-a spus, Eu, părinte, din de vârstă, am trăit printre comedianți și printre jucători de teatru și multă vreme de acolo mi-am câștigat hrana cea de toate zilele, târziu de tot și cu greutate." Dându-mi seama de multele răutăți și cugetând la răsplătirea judecății ceva să fie, m-am lăsat de toate răutățile și am căutat să duc pe cât am putut o viață curată și să fac milostenii. Astfel, de multă vreme, părinte sfințite, o femeie de buneam, bogată și virtuoasă, a fost căsătorită cu un oarecare bărbat desfrânat și risipitor. Care a cheltuit nu numai averea femeii sale și pe a lui ce a mâncat și alți mulți bani luați cu împrumut. Pentru aceasta, împrumutătorii lui l-au băgat la închisoare pentru multă vreme, pricinuind femeii lui în întristare. Pe femeia aceasta am întâlnit-o eu, i-am aflat durerea și mi s-a întristat sufletul. Cu lacrimi în ochi am întrebat-o: Cât de mare e datoria ta femeie? 400 de galben mi-a răspuns ea. Atunci eu am vândut niște juvaieruri și cele mai frumoase haine ale mele și am strâns 400 de galbeni. Am pus bani în mâinile femeii grăindu-i așa. Ia banii aceștia, femeie, și du-te în pace. Scoateți bărbatul din închisoare și te roagă din toată inima iubitorului de oameni Dumnezeu ca să mă miluiască în ziua judecății. Teodul a ascultat totul și s-a minunat foarte și a mulțumit lui Dumnezeu. A mai trăit câteva vreme, apoi s-a dus la Domnul cu bune nădejde de mântuire. Tot în această zi pomenirea cuviosului părintelui nostru Ioan Sihastrul, episcopul coloniei. Cel între Sfinți, părintele nostru Ioan, s-a născut în cetatea Nicopole din Armenia. În al patrulea an al împărăției prea binecredinciosului împărat Marcian, adică în anul 454, a învățat Sfintele Scripturi, iar după moartea părinților lui, a împărțit toată averea la sărat și a zidit o mănăstire în numere prea sfinte născătoarei de Dumnezeu. În această mănăstire a trăit el împreună cu alți zece monahi. Pentru că a ajuns vestit din pricina virtuților sale, a fost hirotonit episcop al coloniei. Vreme de 9 ani s-a îndelenicit cu punerea în bună rânduială a treburilor bisericești. După ce a săvârșit bine toate, s-a dus la Ierusalim. Ajuns acolo, s-a închinat sfintelor locuri, apoi s-a dus la lavra Sfântului Sava. Fericitul Sava l-a primit fără să știe cine este cel venit în mănăstire și ca să-l încerce, l-a pus să facă ascultare întâi la arhondaric, apoi la bucătărie. Când fericitul Sava a văzut că peste așteptările sale a îndeplinit bine cele două ascultări, i-a îngăduit să trăiască în Isihia, adică în Sihăstrie, într-o chilie de pusnic, cinci zile pe săptămână, fără să vadă pe cineva, fără să mănânce și fără să bea ceva, iar sâmbăta și duminica să vină la Sfintele Slujbe, ca să cânte și să mănânce cu frații. Văzându-l fericitul Sava că sporește în viața cea după Dumnezeu, l-a dus la preasfințitul Ilie, patriarhul Ierusalimului, și i-a cerut să-l cinstească cu harul preoției. Cuviosul Ioan însă i-a spus patriarhului, Îngăduie puțin, stăpâne, trebuie să cunoști mai întâi greșelile mele, după aceea fă ce vei hotărâ când au rămas singuri, s-a aruncat cu viosul la picioarele patriarhului Ilie, jurându-i să nu spună cuiva viața sa. Patriarhul a înconvințat, socotind în care să audă cine știe ce faptă cu păcat. Dar când a auzit că a fost episcopul coloniei, s-a înspăimântat și a zis fericitului Sava să nu-l mai super pe Ioan, că el nu se face preot. Ajungând la adânci bătrânețe, fericitul Ioan a adormit în Domnul. Tot în această zi pomenirea sfințelor mucenici Agapie, Seleuc și Mamant, care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi pomenirea cuviosului părintelui nostru Teodul. Cuviosul părintele nostru Teodul s-a născut în Cipru pe vremea împăratului Maximian. De tânăr s-a lepădat de lume. Pentru marea lui nevoință puznicească și pentru zmerinia lui, i s-a lumina sufletul și a fost învrenicit cu darul de a vedea mai dinainte, gândurile celor ce se apropiau de el, prefăcându-se nebun pe mulții mustra și îi făcea să se căiască, ducându-și astfel bine viața și mântuind pe mulți cu viosul părintele nostru teodul a adormit în pace. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Gabriel, care a fost mai înainte episcopul Ganului, iar mai pe urmă a suferit mucenicia în Prusa în anul 1659. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Noului Mucenic Angel, care a suferit mucenicia în Hios în anul 1713. Tot în această zi, 3 decembrie, pomenirea Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica. Preacuviosul Părintele nostru Gheorghe Arhimandritul sau Gheorghe Ardeleanul, cum mai este cunoscut din unele însemnări, era de neamul său român din Transilvania și a păstorit obștea monahilor de la Mănăstirea Cernica de la 1 septembrie 1781 până la 3 decembrie 1806, când a fost chemat de Domnul la cele veșnice, numărându-se și el în ceata marilor nevoitori și îndrumători ai monahismului nostru. Fiind înzestrat de Dumnezeu cu o viziune clară asupra înaltei trăiri religioase, câștigându-și ascultarea și zmerita cugetare călugărească, prin rugăciune neîncetată și ostenele devenind stare și organizator al vieții de obște la Mănăstirea Cernica, la căldărușani, cu viosul Gheorghe, a luminat și luminează ca un astru pe cerul vieții monahale, reorganizate de el și de ucenicii săi. S-a născut în anul 1730 din părinți credincioși și de bun Neam, în localitatea Săliște, lângă Sibiu. Tânărul Gheorghe, la vârsta de 19 ani, părăsește casa părintească și se îndreaptă către București. Purta în inimă sfaturile Mântuitorului Iisus Hristos adresate tânărului bogat, dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vin de averea ta, Dă o săracilor și vei avea comoară în cer, după aceea vino și urmează -mi. Matei 19, 21. Ajungând la București, la mitropolie, și dorind să-și închine întreaga sa ființă unei intense trăiri monahale, viitorul stareț cunoaște, prin anul 1750, un ierarh grec cu care pleacă la Constantinopol. Se stabilește la mănăstirea Vatoped, în muntele Atos. Rămânerea la sala la Sfântul Munte sub îndrumarea acestui ierarh grec a avut o deosebită însemnătate în orientarea și formarea pentru o alta viață dovnicească, făcând cunoștință cu modul de viață idioritmic și cu cel de obște din alte mănăstiri atonite, el a început să-și impună o aspră trăire monahală prin înfrânare și posturi, prin privegheri de toată noaptea și meditații îndelungate. De aceea a devenit mai bine cunoscut de către părinții călugăr de la Vatopedu, unde a primit de fapt în curând haina monahală fiind hirotonit ierodiacon. Nevoințele de zi și de noapte ale acestui râvnitor călugă român, depuse la altarul sfânt al monahismului de la Atos, cu greu pot fi povestite. De asemenea, lupta cu sine însuși și cu ispitele apărute în calea vieții atât de anevoioase închinate Domnului, dar și clipele de înălțare sufletească și de bucurie dovnicească pe care le trăia el în mijlocul obștii de la Vatoped. După trecerea la cele veșnice a părintelui său dovnicesc, el a auzit că vestitul stareț Paisie, plecând de la Păiana Mărului, se stabilise la Atos. De aceea s-a hotărât să intre și el în mica obște acestuia, alături de monahii moldoveni și slavi pe care îi îndruma pe calea mântuirii, acest merit și luminat de Dumnezeu trăitor al unei vieți înalte. Era prin anul 1752 când a primit cu binecuvântarea cuviosului Paisie și Marea Schimă Monahală pentru ca peste doi ani să fie hirotonit ieroschimonah pe seama obștii românești de la Schitul Sfântul Ilie. După încă zece ani de nevoință la Atos, ieroschimonahul Gheorghe se strămută în Moldova împreună cu starețul Paisie și cu 64 de ucenici ai acestuia. După ce ei s-au stabilit la mănăstirea Dragomirna din Moldova de Nord 1763-1775 și apoi la mănăstirea Seicu, iar de aici la mănăstirea Neamț în anul 1775, mitropolitul Grigorie al II-lea îi încredințează preacuviosului stareț Gheorghe să aducă părinți cu viață de obște, în schitul Cernica. Cuviosul Gheorghe, ajutat de cei doi ucenici bătrâni, Atanasie și Gerasim, au curățat locul de mărăcini, au alungat sărbăticiunile, sporind că cărugărească cu noi membri și după patru ani de nevoințe, între 1781-1785, mănăstirea Cernica a fost redeschisă monahilor și credincioșilor. După un an și jumătate de nevoințe sau au strâns 16 frați. Toată ziua tăiau mărăcini în insula Sfântului Nicolae pentru a crea condiții vieții noi mănăstirești pe care doreau să fie cât mai frumoasă, iar noaptea, dând foc la mărăcinii tăiați, se culcau în preajma focului, căci nimeni încă nu avea locuință unde să-și plece capul. În timp de iarnă se adăposteau peste noapte într-un beci părăsit. Cuviosul Gheorghe a început să zidească și două rânduri de chili pentru monahi și o casă arhondaric pentru credincioșii care îi cercetau și îi ajutau pe noi călugări la reorganizarea începută. El săvârșea Sfânta Liturghie numai la sărbătorile împărătești, iar în timp, trei dintre monahi au devenit preoți și trei diaconi. Slujbele și Sfânta Liturghie au început să se săvârșească acum zilnic, după rânduiala tradițională din mănăstirile românești de la muntele Atos, călăuzindu-se după regulile practice ale vieții monahale sintetizate în maxima, roagăte și muncește, acești părinți îmbunătățiți prin hărnicia și dragostea lor față de tot ceea ce este sfânt și folositor, au reușit să transforme pustietatea și ruina în care ajunsese așezarea monahală de la Cernica, într-o grădină înfloritoare, atrăgând asupra ei din ce în ce mai mult luarea minte și Vlavia, binecredincioșilor creștini din împrejurim și îndeoseb din București. Viața trăită în curăție, în ascultare, în sărăcie, în rugăciune și în zmerenie, după modelul celei sihaste de la muntele Atos, era preocuparea sfântă și neîntreruptă a ostenitorilor conduși de cuviosul Gheorghe. Vestea despre atmosfera plină de sfințenie și hărnicia obștei de la Cernica a ajuns în curând până la urechile domnitorului Nicolae Mavrogenii, 1789-1791, care l-a cercetat personal pe neobositul ostenitor la Cernica și prețuindu-i viața exemplară și nevoințele închinate binelui obștesc, pe lângă darul de 103 galben oferit fraților l-a numit pe stareți frate de cruce întru Hristos. Domnitorul, văzând viața lor sfântă, îi încredințează starețului Gheorghe și conducerea mănăstirii Curtea de Argeș pe lângă aceea Cernicăi în anul 1788. Starețul cuvios Gheorghe a fost numit la Căldărușani. Aici a restabilit vechea tradiție a vieții noastre călugărești. În locul mărăcinilor și al stufăriei de la Cocioc, din apropiere, a sădit pomi, a ridicat o biserică păstrată până astăzi, și a construit câteva chilii pentru părinții călugări dornici de mai multă liniște. Unii dintre monachi se retrăgeau apoi la cocioc pentru meditație și rugăciune, iar sâmbăta și duminica reveneau în nopște. Ava Gheorghe cerceta fără preget când mănăstirea Căldărușan, când pe aceea de la Cernica. El era legat sufletește de toți fiii săi dovnicești, povățuind cu egală dragoste și dăruire părintească nu numai pe vețuitorii din cele două așezări monahalele organizate de el, ci și pe bunii creștini dornici de mântuire și de înaltă trăire dovnicească. Datorită eforturilor sale supraomenești pe care le depuse până atunci, sănătatea sa a început să devină tot mai șubredă. Fiind slăbit de suferință, de post și de rugăciune, el a chemat pe toți cuvioșii călugări în biserică la începutul lunii decembrie 1806. După o stăruitoare rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos, către Maica Domnului și către Sfântul Dimitrie, ocrotitorul mănăstirii, el a invocat ajutorul lui Dumnezeu pentru oștea monahală de la Căldărușani. A citit apoi fraților o rugăciune de iertare și în plânsetele tuturor a plecat pentru ultima dată la Cernica aici în mijlocul confraților și ucenicilor săi, restauratorul, blândul și bunul nostru păvățuitor, puternic în cuvânt și în lucru, cel cu multă trecere înaintea oamenilor și al lui Dumnezeu, cum a fost cu drept cuvânt numit de către contemporani, a trecut la cele veșnice. Stingerea sa din această viață a produs multă întristare și plângere în noptea Sfintelor Mănăstiri Căldărușan și Cernica. Cuviosul starez Gheorghe a fost înmormântat în cimitirul făcut de dânsul, în jurul bisericii Sfântul Lazar, pe care el a zidit-o și a înfrumusețat-o în anul 1804. A lăsat după el o diată, adică șapte porunci. El zicea că nici de cum fără blagoslovenia povățitorului mănăstirii să nu cutezați a face măcar cât de mii lucru, căci este scris că numai cu blagoslovenie veți gusta din pâinea vieții cea plină de dar. A doua poruncă privește taina mărturisirii. Toți până la ultimul rânduiește Sfântul Stareț Gheorghe de la Cernica și Căldărușani să mergeți de trei ori pe săptămână către cei aleși de sobore vlavioși duhovnici pentru a mărturisi toate cele ascunse gânduri ale voastre, pentru ele suspinând dintr-o adânc și cerând iertăciune, pentru că de la cei nelămuriți în spovedanie, departe stă și mântuirea. A treia poruncă se referă la ispitirea din partea diavolului, că veți simți că vă supără și în ce lucru diavolul ce liviți premiază zi și obtindu-vă prin crederea minții că doar ați fi voi mai bun la Dumnezeu decât alții, sau mai sfinți și mai cuvioși, imediat, ca din săgeată, să alergați, rugând pentru mătorul vostru duhovnicul ca să pomenească, să vă pomenească până ce veți scăpa din robia cugetului mândriei. Călugărul apoi trebuie să lupte împotriva nelegiuitelor resuri. Să aveți răjuire, zicea el, să vă păziți dreapta credință prin smerita înțelepciune, pentru a nu fi zdrobiți de cel mai necurat duh al blestematei huliri. A patra poruncă privește Sfânta Împărtășanie, și iată, părintește vă îndemn, sfătuiește cu viosul stareț, ca să nu vă treacă nicio lună nefiind împărtășiți cu nezeștere taine, ci toți de obște să vă îndeleniciți a vă cumineca de 12 ori pe an. A cincea îndrumare, cu limbă de moarte, încer încercatul duhovnic, îndeamnă pe fii să-i duhovnicești, să nu primiți în obștea voastră decât pe cei încercați, să nu primiți pe cei nesupuși, voi a lăsat cu limbă de moarte, voi, duhovnicii, preoții, diaconii și toți care sunteți primitori de sfatul meu, cel lăsat către voi cu limbă de moarte, părintește-vă, rog, pentru numele sfintei trăimi, ca să nu faceți supusă zmerita obște altor neamuri, până când se va mai ținea un suflet de român întrânsa. Sfinte preacuvioase Părinte Gheorghe de la Căldărușan, roagă lui Dumnezeu pentru noi. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi toți. Amin.